Credeți că dacă nu aveți echipamentul sportiv, este o scuză pentru a nu vă antrena? Nu, nu, nu! Și astăzi vreau să vă arăt top 5 exerciții pe care le puteți face acasă, fără echipament și să ardeți la maxim calorii. Salutare tuturor, eu sunt Ina Chișlaru, Fitness Mama, mă bucur să vă văd aici. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați la canalul meu Fitness Mama pentru a vedea toate antrenamentele pe care eu vi le dau și nu doar. Alimentație, multă, multă motivație și informație utilă despre noi femeile. Haideți să trecem la primul exercițiu, genuflexiunile. De ce genuflexiunile, o să mă întrebați voi? Fiindcă este un exercițiu de bază foarte important dacă vrem să avem rezultate frumoase. Vă zic imediat de ce. Mai întâi vreau să vă arăt tehnica corectă de executare a acestui exercițiu, fiindcă dacă nu facem corect tehnic, nu mai are sens să facem acest exercițiu. Picioarele larg îndepărtate, genunchii, degetele privesc spre exterior. Haideți împreună cu mine să facem acum. Eu vreau voi să simțiți ce înseamnă genuflexiuni, să le simțiți rolul, eficiența și sunt sigură că o să vă placă. Să știți că și mie cândva nu-mi plăceau, dar acum le ador văzând ce efect au. Poziția inițială. Privirea înainte, fixăm de un punct, ducem bazinul înapoi, astfel încât genunchii să nu iasă în afara degetelor, ne ridicăm, încordăm fesele, expirăm, coborâm, inspirăm, avem grijă să călcăm pe călcâie, în niciun caz pe vârfuri, nu este corect, categoric. În așa mod, facem exercițiu și cu dispoziție frumoasă. Să începem, start! Aveți grijă la genunchi? În acest exercițiu se includ mai mulți mușchi, mușchii spatelui, îmbunătățește postura, mușchii picioarelor, fesierilor și abdomenul. Abdomenul, apropo, trebuie să fie încordat. Voi încercați să simțiți ceea ce lucrează în acest exercițiu. Încordăm abdomenul, fesele, simțim și quadricepsul. Genuflexiunile sunt un exercițiu care accelerează metabolismul și ajută la arderea grăsimii. De fiecare dată expirăm. Puteți face cu greutăți, fără greutăți. Luați copilașul în brațe, el se va amuza. Voi veți lucra. Important să faceți corect. Este o regulă de aur. Și ultima este... Ați simțit? Eu vreau voi să simțiți ceea ce faceți și noi acum am lucrat doar un minut, dar voi puteți să repetați, să faceți încă două seturi. Următorul exercițiu pe care l-am adăugat în lista mea de top sunt flotările. Și nu trebuie să vă speriați, eu o să vă arăt cum noi, femeile, putem să facem flotările astfel încât să nu ne fie chiar atât de greu. Și să nu credeți că doar bărbații trebuie să facă flotările. Flotările dau un aspect atât de frumos la partea de sus. Haideți împreună cu mine. Cu sprijin pe palme și genunchi, spatele este drept. Începem. Palmele trebuie să fie la nivelul, haideți să ne culcăm, la nivelul pieptului. În așa mod, da? Ne ridicăm și împreună cu mine haideți să facem și să simțim efectul acestor flotări. Începem. Coborâm. Expirăm. Abdomenul este încordat. Expirăm de fiecare dată când ne ridicăm și încercăm să simțim care mușchi se includ în flotări. Mușchii abdominali. Corect. Pectoralii. Umerii. Bicepsul. Tricepsul. Atunci când îl facem de pe genunchi, este mult mai ușor. Cine deja face de mult timp, puteți să vă ridicați pe vârful picioarelor. Voi deja trebuie să simțiți cum arde bine. Continuăm. Și ultima repetare. Lent, ne ridicăm. Mușchii pectorali trebuie numai decât antrenați. Și asta nu înseamnă că o să facă pieptul mare, da? Noi știm. Important să antrenăm pectoralii pentru că astfel
va da o formă mai frumoasă sânilor. Deci nu ignorăm pectoralii în niciun caz. Al treilea exercițiu din topul meu, care poate fi făcut acasă fără echipament sportiv, sunt panderile, renumitele panderi care nu prea sunt plăcute de mulți, dar dacă le facem corect, vă zic cu siguranță o să le îndrăgiți. Haideți să vedem cum ne poziționăm corect, deci aici este buba cea mare, de ce fetele de obicei nu îndrăgesc panderile. Un picior înainte, celălalt înapoi, avem grijă, genunchii și vârfurile privesc în aceeași direcție. Coborâm în sandare, avem grijă genunchiul să nu iasă în afara vârfurilor. Deseori, iată așa, am văzut cum coboară mulți în pandare, este absolut greșit. Talpa stă ferm pe covoraj, genunchiul nu iese în afara degetelor, adică piciorul din față stă stabil. Se formează două unghiuri de 90 de grade. Haideți împreună cu mine faceți, da? Și ne ridicăm din contul fesierului din spate și îl încordăm la maxim. Haideți să începem și expirăm. Privirea înainte este, simțiți, voi deja trebuie să simțiți, fiindcă la fel este un exercițiu de bază în care se includ mai mulți mușchi, mușchii picioarelor, trebuie să simțiți și quadricepsul. De fiecare dată încordăm fesierul. Spatele este drept. Mă întorc să vă arăt cu celălalt picior, adică cu același picior. Încordăm de fiecare dată fesierul. Privirea înainte pentru a menține echilibrul. Apăsăm pe călcâiul piciorului din față. Simțiți? Haideți să ne ridicăm. Pășim de pe un picior pe altul. Și la fel facem cu celălalt. Coborâm în fandare. Este și... Puteți pune degetele să simțiți cum se încordează fesierul. Abdomenul este încordat. Acest exercițiu vă dă o formă foarte frumoasă a picioarelor. La fel, fanderile sunt de multe tipuri. Noi facem ăsta clasic. Și ultima este... Dacă însușim panderile clasice, putem încerca și celelalte panderi. Haideți să mergem mai departe. Al patrulea exercițiu din topul meu de astăzi este planșa dinamică. Nu clasică, cea pe care toți o cunoaștem. Haideți împreună cu mine să încercăm cu sprijin pe genunchi și pe palme. Vom coborâi pe rând antebraț. Haideți împreună cu mine. Încercați. Este? Începem să lucrăm. Nu uităm să expirăm de fiecare dată. În acest exercițiu se include foarte bine și umerii, bicepsul, tricepsul. La prima vedere poate pare că e un exercițiu ușor, dar nu. Și apropo, pentru cei care se simt ok, vreau să vă arăt, putem modifica, să complicăm exercițiul, da? A? Cum se simte abdomenul? Este... Haideți acum cu celălalt braț, facem câteva repetări cu un braț, apoi cu celălalt, expirăm de fiecare dată, este? Noi, apropo, astfel am finalizat de exerciții, le facem și în maratonul meu de 21 de zile, dacă vă este interesant o să las link-ul în descriere. Și acum haideți să trecem la ultimul exercițiu pe care l-am pregătit. Și ultimul exercițiu din topul meu de astăzi va fi unul pentru mușchii abdominali. Haideți să ne întindem pe spate. Vreau să vă zic ceva important. Puteți face 100 de abdomene, dar să le faceți incorrect. Dar puteți face 15 abdomene și să simțiți la maxim cum ard mușchii abdominali. Și asta vreau să facem acum, fiindcă este important să simțim mușchii asupra cărora lucrăm. Cu picioarele flexate și fixate, ridicăm palmele și tindem să ajungem spre tavan. Nu înainte, înapoi, spre tavan. Haideți împreună cu mine, ridicăm omoplații și expirăm de fiecare dată. Ne ridicăm din contul mușchilor abdominali. Tindem cu degetele cât mai sus spre tavan și de fiecare dată când tindem în sus,
este simțim mușchii abdominali. Este o regulă de aur de fiecare dată când lucrăm asupra abdomenului să simțim mușchii abdominali. Ei sunt foarte și foarte rezistenți, nu trebuie să vă fie milă de ei. Haideți încă 5 repetări. 3, 4, 5, rămânem sus, în statică. 1, 2, arde, simt, știu, 7, 8, 9, 10. Ne-am întins. Cum a fost? V-a plăcut? Eu sper că da. Apropo, puteți aceste 5 exerciții din topul de astăzi pe care vi l-am arătat să-l faceți în 2 sau chiar în 3 cercuri și eu vă asigur că veți simți la maxim tot corpul, posibil și acei mușchi pe care nu credeți că îi aveți. Eu vă mulțumesc și pentru a prinde următoarele antrenamente, nu uitați să vă abonați la canalul meu, Fitness Mama. O zi frumoasă să aveți!